La sediul Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina, Mihai Eminescu din regiunea Cernăuți, a fost lansată cartea Ecoul Toamnei, ediție bilingvă română-ucraineană de poetul și jurnalistul Vasile Bâcu. La evenimentul moderat de vicepreședintele societății Mihai Eminescu Nicolae Șapcă, director al publicației Monitorul Bucovinean, au participat reprezentanți ai intelectualității românești din nordul Bucovinei, jurnaliști, profesori, cititori și admiratori ai artei frumosului, care au dialogat cu poetul Vasile Bâcu, dar și cu traducătorul versurilor în limba ucraineană Vasile Vascan. El avea drept să scrie despre oameni cei, despre ce el a scris aici și despre faptul cu o putere trainică, curată de la toată inima. El știe viața, el e muncitor cu sufletul, ca la braț, ca la lucru, ca la orice treabă și în literatură, da, și în căutarea taina omului, veții și așa mai departe, el este foarte adânc, un om foarte plăcut pentru a traduce. Părinților, de mic copil m-ați învățat că fericirea n-am să o găsesc în lucruri ce lucesc. Mi-ați dat la drum, dar stima și iubirea față de cei ce pâine floresc. Зпитячих літ мене навчали ви, що щастя я не знайду у тому, що блищить, дали в дорогу честь, любов прекрасну до тих, хто хліб ясний для всіх ростить. Текстели lui sunt deosebit de bogate în conținut, dar ușoare la citit, ușoare la interpretat, ușoare la înțeles. Ele întotdeauna au fost emoționante. Pentru mine este și o lecție, și un exemplu, și o mare surpriză, în primul rând. Pentru că credeți-mă că eu n-aș fi niciodată în viață, nu m-aș fi apropiat de cineva, să-l rog să-mi traducă cartea mea în limba ucraineană sau în altă limbă. Vasile Bâcu, președintele Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina, Mihai Eminescu, din regiunea Cernăuți, a împlinit recent 55 de ani. Fiind un animator al vieții culturale românilor din Ucraina, poetul Vasile Bâcu a organizat o serie de evenimente culturale românești de anvergură, editează și coordonează ziarul Gazeta de Herța, se implică în apărarea intereselor comunității din care face parte. După cum scria regretatul scriitor cernăuțean Grigore Crigan, impulsul său liric fiind asemenea unui izvor ce-și poartă apele la vale fără praguri ori prăpăstii, întocmai ca și firea autorului, însă apele domoale, după cum se știe, ascund bulboane și curenți subterani care ne pot surprinde. Carte poate să apele noutăți care au fost cândva pe glob pământesc și la noi în Bucovina. Îi mulțumesc lui Vasile Bâcu pentru cărțile cele care el le-a scris. Este o muncă foarte mare. Un om muncitor căruia îi place să lucreze și să lase în urma lui niște lucruri frumoase. În primul rând, el îl cunosc și este cunoscut și prieten ca poet tânăr, traduce din limba rusă și ucraineană poeziile colegilor săi ucraineni. E un tânăr în care ne punem multe speranțe. Ani mulți, ani trei!